Totul începe după încheierea celui de-al doilea război mondial la Câmpul Lungușcel, în județul Argeș. În 1957 pornește producția modelului IMS-57. IMS însemna Întreprinderea Metalurgică de Stat, iar 57 e anul lansării. Cu un motor pe benzină de 3,2 litri și 50 de cai, o cutie manuală cu 3 trepte și o caroserie construită manual cu ajutorul unor matrițe din lemn, acest vehicul devine primul Aro. După 2 ani a fost lansat modelul M59, care a primit un motor îmbunătățit cu 56 de cai și cuplu mai mare. În 1964 a apărut M461, model care a mers și la export. M-ul românesc avea un motor de 2,5 litri care a fost poreclit jumătate din Carpați, fiindcă are la bază V8-ul de camion produs la Brașov pentru modelul Carpați. După M461 s-a trecut la dezvoltarea unui nou proiect, Aro 24. Primele modele s-au numit 240 și au primit motoare românești de 2,5 litri pe benzină, cu 83 de cai și frâne cu tamburi pentru toate roțile. Ulterior s-au adăugat dieseluri de 3,2 și 2,7 litri, iar exporturile erau peste tot. În 1980, uzina Aro din Câmpul Lungușcel a început să construiască modelul 10, un off-roader micuț inspirat de Renault Rodeo și Citroen Mehari. Aro 10 s-a bătut cot la cot cu rusoaica Lada Niva și a fost exportat în Europa de Est, Italia, Franța și Germania, printre altele. La începutul anilor 80, Aro era un succes mondial, pe locul al 4-lea în lume, după numărul de mașini vândute și piețe de desfacere. Sfârșitul deceniului a adus un moment de decizie. Uzina musceleană trebuia modernizată dacă voiai să faci treabă la export. În anii dinainte de Revoluție s-a creat un prototip modern care trebuia să fie la același nivel cu Nissan Terrano, dar principala preocupare a lui Ceaușescu era achitarea datorilor externe, nu o investiție în Aro. La începutul anilor 90, comenzile de la export erau atât de mari că mașinile ieșeau din fabrică fără roata de rezervă. Conducerea de la Câmpul Lung a hotărât să se concentreze pe piața internă. Cu legăturile tăiate către țările care erau încă dispuse să cumpere modele construite la Câmpul Lung, cu tehnologie de fabricație învechită și un sistem politic neinteresant de performanță economică reală, Aro primește o lovitură sub centură care o va îngenunchea fără replică. Urmează un șir de tentative de privatizare eșuate, iar în 2006, după atâția ani de nepăsare și jocuri de interese, Aro intră în faliment.